Astăzi vom voi folie despre joc de să despre jocurile Super Mario. Și dacă vezi să se și vezi să ne uitați să nu ai pierdut pe cum dai cu ce fata musele Dacă că zavei și nu subscribe pentru pagina mea de YouTube. Practic n-am cu ce să țin came, nu, telefonul, așa că trebuie să țin cum neapărat să țin cu mâna. Și cu dacă se mișcă un pic camera atunci cand filmez, dar, dar n-am ce să fac. Asta-ți că să găsesc eu ceva. Știu că cu tot ce ați văzut videoclipuri, că am uitat să fac videoclipuri de pe după 4 zile, n-am mai făcut videoclipuri, de fapt 5, dacă zicem pe core de bilete. Așa că mai bine să fac 4 videoclipuri în, în acest zi și să mai bine să vă recompensez cu toate. Să începem de tărere. -tă -tă. Înțeleg în jocurile Super Mario, care îl vedeți aici, pe care Super Mario Bros. și până la 2017 Super Mario Odyssey, mai bine să... care eu vă știam foarte mult. Practic, teoria mea ar fi că Bowser, care este de fapt inamicul lui Mario, care se care știe deja asta și care apare practic în părțile finale ale jocului, este de fapt un personaj de fapt bun și că o place pe pici, pe picița pici. De ce? Pentru că evident că, că, pentru că o capturează de fiecare dată. Și practic nu are prea legătură între astea, dar, dar este practic un antagonist, nu e prea un antagonist reușit, dar măcar este unul dintre personajele antagoniste cele mai bune. Pra practic, practic amândoi între Mare și Bowser fac o rivalitate și se transformă practic într-o rivalitate, într-o dragoste a unei fete, adică Peach. Și vă spune de ce. Jocul nou, Super Mario Odyssey, care este apărut de decembrie de 2017, îl vede pe Bowser care încercând să o... Stai să iasă Pizzesa pici. Da. Și cât după ce o reușit să facă asta, o, o ia și... după ce reușește asta, îl mai găsește pe fantoma Capi, care de fapt îi spune că e Bowser i-a luat pe... Pe, pe... pe... sora asta și care cum vă spun eu, că a luat-o pe sora sa capi și, a, și o și și se încorrița de pici, vedem foarte clar că vor să o oprească pe aspect, totdeauna. Și practic, în, la finalul jocului, nu spun eu, Mario, Mario reușește să facă genul ăsta și practic am un, Bun, și la final jocului, atunci când te duci la, la final, adică legatul final al Moon Kingdom, în care tu trebuie să fie un Bowser, că, adică să îl posezi pe Bowser, cu aia să o ribezi pe Peach și pe toate alea, așa la final că amândoi vor să o, să o cucească pe pici, dar amândoi nu, nu reușește și astfel am, am, amândoi să o respinzi spice respinge pe amândoi, amândoi devin triști și atunci trebuie să iasă pe undeva. Dar, dar asta e, mai există și o teorie în care Pi și Nu, 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 adică vreau să spun Bowser între Bowser și Mario. Practic sunt prieteni, dar nu ne prea ne arată aptul ăsta. Practic amândoi sunt rivali de atunci și nu prea au... Trebuie să mai... Prieteni, deci nu, nu prea știu sigur. Ei bine, cam atât și că a fost de astăzi, sper că vă place să cu plac și nu uitați să să-ți las un like la pentru apreciere, un comentariu cu foarte mult să cebe și o să scrie pentru pacea mea video Știu că a fost foarte scurt, dar... Dar chiar că dacă au de, de joc un super pe mai adus, ne-a arătat um, în um, teorie și chiar ne-a ne lămurit ne câteva chestii, dar deci, deși nu ne-a prea ajutat foarte mult, dar a fost o poveste destul de grozavă, dar, dar, chiar asta e o teorie destul de bună, cum am zis eu. Deci asta fi. Am fost și ne vedem în viitoare. Pa, pa. Deși eu spun că este un reușit. dar dacă nu a fost ce, ce ceva.